Salutare și bine v-am găsit la episodul 2 din Unturned. Și după cum știți sau nu știți, am murit, obiceiul meu veșnic să mordez. Și zombii vin după mine. Again. And again. Ok. Ia să mergem acolo la hambarul ăla unde stăteau țăranii acum 50 de ani. Să vedem ce găsim. Oh my god, zombalăi ăștia. Băi, da, serios. Un joc atât de simplu și atât de greu. Mă rog, greu că trebuie să fugi de căcații ăștia. Oh my god. Na, l-am dat rol. Mă, da... L-a făcut ăsta, care a făcut jocul, niște, o inteligență artificială, de-aia, nu știu, să mor eu. Rămân mască. Deci alte jocuri n-au o inteligență artificială, așa, și aici... Ok, e mereu că n-am nimic pe mine, nici arme, nici chilos, nici haine, nimic. Asta e mereu. Măcar pot să admir grafica ultra super realistică a cerului și a pădurii și a pământului. Deci vă dați seama, uitați ce realistic e. Asta e grafică mai tare ca la BF4 și ce o să mai apară Far Cry și ăstea. Poc, poc, dau cu pumii în aer. Poc, poc. Ok, o luăm pe aici că... Mai bine și alți idioți de ăștia după mine și nu mai vreau. Deja cred că m-au reperat. Ok, să traversăm apa pe insula aia. Că vreau să scăp de nenorociții ăștia. Sau ia să încerc eu ceva. Dar acolo nu era un elicopter, haideți totuși mergem pe insulă, nu mă mai las distras de elementele mele de înjurător. Întotdeauna puțesc așa și pierd. Pierd. Mamă, ce not! Deci vedeți ce realistic este notul? Hopa, hopa, hopa. Hai, hai. Așa, gata. Am reușit. Acum s-au niște aplauze. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Okay. Ia să vedem. Explorezi insula ca un supraviețuitor. Mamă, dar caracterul ăsta are două viteze, încet și foarte încet. Singurul lucru care nu mă plictisește este sunetul păsării. Cip-cirip, cip-cirip, ouăleu, ce avem acolo în față? Un bloc de la sau o casă, nu știu, nu văd, e schior. Și acolo ar fi frumos să găsesc, nu știu, un tank, ceva, dar să-l pot conduce. Și merg eu cu tankul frumos, distrug totul. Am imaginație bogată. Știu, am imaginație bogată, mi s-a mai zis. Oh, nu. Fuck! Na. Ia de aici. Na. Ai zis că mama e grasă? Na. Oh, ce-a dropat? Ah,
A, proprietate privată! Bună ziua, pot să intru? Bună ziua! Deci, pot să intru sau nu? Domnul? Da, v-ați de aici și dumneavoastră că sunteți urât și verde. Așa. Ok, ne infiltrăm. Lombarosu. Lombarosu. Luăm încărcătorul. Oh my god, ambuscadă! Na. Na. Așa. Și ca să sărbătoresc, că să-mi bag aici niște skill-uri la ăsta și la ăsta. Ce mai baterii. Copiile pun la baterii, cola. Bonjour clip, accent așa francezesc. Ok, niște cola și cam atâta. Zic, ce mai avem pe aici, ce mai avem pe aici, ce mai avem pe aici. Serios? Na, ia de aici lemnule, te-ai uitat urât la mine. E, asta e ceva nou. Bunker subteran, mi-a rupt piciorul, fac. Nu, chiar nu știam de chestia asta. Aha, deci de asta... Mamă... Urâtule! Na, ia de aici! Că îți dau cu barosul în dinți, îți fac o ștrungă... Na, ia și tu! Na! După ceafă! Ok. Să bem niște cola. Acum să ne îmbrăcăm, ne îmbrăcăm ca Pope, ia la marinarul. Vezi? Acum. Ce avem aici? Moldy, water, nu ne trebuie moldy, poate că du-te naibii. Cloud, oh, asta e bun, e. Vitamine, deci vitamine, dar nu mai avem loc. Da, de fac eu loc acum, și mă gândesc mai bine arunc chestiile astea. Să ne evit. Puh, nu pot să pronunț. Uzi! Gata, deci vă dați seama. Și are și gloanțe, deci... Antibiotice... Cum funcționează crafting-ul? Nu, chiar nu știu cum funcționează. Așa. Gata, crafting. Ne-am făcut niște bandaje. Pot să-i pun ceva. Da, nu pot să pun nimic. Slug? A, asta de... Shotgun. Chocolate. Firar să fie. N-am și un backpack acolo. Hai, urcă mai repede scara. Așa. Mă făcea de rușine. Yes, can. Gata, am dat spargere aici, acum să vină poliția. Ok, acum chiar cu încotro. Mai explorăm noi pe aici și n-am pantalon, dar am bluză, deci e star. Măcar nu-s la bustul gol. Deci, acum să vă arăt cât de bine pot eu să înot până acolo. Să sperăm că nu o să mă nec în prima secundă. Așa. Câtă maestrie pot eu să not cu câte frumusețe, vedeți, dau de mâini care nici nu zici că sunt mâini. O să fie un drum lung. Hai că mai bag viteză. Să privi partea bună din noapte. La chiar noapte, vai, și mare de mine. Aoleu. Da, îmi place apa asta, deși așa adâncă, văd și nisipul de sub ea. Știu că e jocul early access și na, n-are prea mult content, dar totuși.
Eu sunt hoțul de aici. Acum ne îndreptăm către ferma țăranului de la marginea orașului. Nu știu, nu mi-a dat nimic mai bun prin cap să zic acum. Cu Barosu. Am planuri malefice. O să mă duc și o să le dau un cap cu Barosu cât de tare pot eu. O să-i las în mijlocul câmpului să moară. Deci așa, domnule. M-ai auzit? Acolo să fiu... What the fuck? Mi se vede pe față umbra. O să fie nevoie să te omor. Mai băgăm skill-uri and rings. Asta o să am nevoie. Ce avem aici? Ce avem pe aici? Dar nu mai fost eu pe aici. Asta e o întrebare bună. Cred că am mai fost o dată. Sau nu? De-aia cu ei pas. Oh, săgeți! Dar nu avem nevoie. Ia, a dropat ceva căcatul ăsta. Nimic. Nimic, nimic. Deci a fost nesimțire, pură nesimțire. Gata, am scot arma. Am astea wooden spikes. Să fiu mai amenințător. Alo, e cineva? Alo, nimeni. Altă fermă. Perfect. Aha, deci vrei să mă iei prin surprindere, domnule? Nu se poate. Poc! 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 Wow! Cu de-aștia s-o obișnui deja, îl dai cu ciocan în cap, cu Barosu, pardon, și termină. Ok, să vedem ce e aici la fermă. Și acum găsesc eu acolo ceva frumos mare. Cum s-au pașii mei în iar de sunete HD realistice. Ah, mai văzut. Surprise, motherfucker! Aoleu, am stricat momentul. Acum era un moment bun să dau replay, dar nu o să fac chestia asta pentru că e criză. Ok. Deci cam aici se încheie și episodul. Nu uitați să dați like și să subscribe. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să comentați și la revedere.